internat în clinica privată din București încă o săptămână. Medicii nu au decis deocamdată dacă șeful PSD va fi operat. Dublă hernie de disc, acesta este diagnosticul pus în urma investigației imagistice. Mădălina Ignat ni se alătură însă cu informații suplimentare. Bun găsit, Mădălina, te ascultăm! Bun găsit, Georgia. Se pare că, din informațiile noastre, Liviu Dragnea va mai rămâne internat în spitalul în care se află în acest moment timp de o săptămână. Se pare că în cursul acestei zile medicii vor lua decizia dacă Liviu Dragnea va fi operat sau nu. Medicii care îl tratează pe Liviu Dragnea se pare că sunt împărțiți. Unii spun că Liviu Dragnea ar trebui să fie operat, în timp ce alții spun că nu este necesară intervenția chirurgicală. De altfel, vă spuneam că în cursul acestei zile se va lua această decizie și analizele lui Liviu Dragnea vor fi repetate, inclusiv RMN-ul, pentru ca medicii să poată lua decizia corectă. Dublă hernie și o problemă cervicală. Acestea sunt problemele de sănătate cu care se confruntă liderul PSD, Liviu Dragnea. Mai știm, vă spuneam de fapt că acesta va trebui să mai stea internat cel puțin o săptămână în spital pentru a vedea cu exactitate cum se va desfășura starea de sănătate a acestuia, dacă se va simți mai bine sau nu. Vedem așadar ce decizie vor lua medicii. Nu se știu foarte multe detalii despre acest subiect și asta pentru că liderul PSD le-a interzis apropiaților să discute pe marginea acestui subiect. Liviu Dragnea a participat sâmbătă la alegerile pentru șefia PSD Ilfov. În timpul evenimentului acesta a acuzat dureri puternice de spate, iar din acest motiv a mers de urgență la un spital din București. În presă au circulat mai multe zvonuri că președintele PSD ar fi apelat la o clinică privată unde ar fi efectuat o analiză RMN. Această informație a stârnit un val de critici și ironii în mediul online. Mai mulți români au reproșat lui Dragnea că dă dovadă de ipocrizie prin faptul că a ales servicii medicale private în detrimentul celor oferite de spitalele de stat. De ce la clinică privată? Spitalele de stat nu sunt conform standardelor. Patriotismul e doar în discurs. Păi face RMN așa repede, nu așteaptă 3-4 luni să-i vină rândul. A, la particular, cred că au făcut chetă ăia din partid să-i plătească. Câți sunt cei care de-abia se țin pe picioare la locul de muncă pentru un amărât de salariu minim mediu pentru că nu-și permit să facă un RMN la particular? E bine că a prins o programare la RMN așa din scurt, au fost câteva dintre reacțiile din mediul online. Mai mult decât atât, mulți au ironizat faptul că Dragnea ar fi ales o clinică privată. Dragnea, băi, ipocritule, ce patriot ești tu când te duci la clinică privată? Dacă ești patriot, te duci la un spital de stat și mori acolo, ca tot românul care ajunge în spital și pleacă cu infecții care îl omoară. Șoc și groază, pe Dragnea nu l-au dus la un spital de stat, ci la o clinică privată. Cred că omul era inconștient că la cât e de patriot, sigur insista să-l ducă la un spital de stat. Așa ceva. Eu bănuiesc că îi se va administra un calmant după 4 ore de așteptat pe hol la urgență, apoi va merge la medicul de familie care îi va da trimitere la specialist, care îi va recomanda un RMN pentru că va aștepta 4-5 luni să-l facă prin casa de asigurări, timp în care o să tot lipsească de la muncă până când angajatorul îl dă afară, că oricum nici nu mai poate munci ca înainte, doar umblă cocoșat de aici colo. Și va urma un ping-pong de trimiteri, rețete și proceduri, așa ca orice asigurat din România. A lucrat o zi la autostrada spre Moldova și gata, spatele. Chiar și publicațiile de satiră au ironizat starea de sănătate a liderului PSD. Ora 21, Dragnea încă este plimbat între cele 3 spitale regionale promise de PSD în 2016. De partea cealaltă, secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, spune că Liviu Dragnea se află într-un spital de stat. RMN, în momentul de față, în spitale din București, au câteva spitale de stat. E spitalul Elia, spitalul Militar, spitalul Floreasca, sunt câteva spitale de stat care pot face. De ce l-a stat domnul Dragnea în acest moment? Această analiză, adică lucrurile sunt că se poate simple, iar operația va fi făcută tot la stat, tot de medici români. De ce l-a stat domnul Dragnea internat în acest moment? Ca să fie clar. Stat în România, București. Așadar, diagnosticul pe care medicii l-ar fi pus lui Liviu Dragnea este dublă hernie de disc, ne lămurește medicul Tudor Ciuhodan în legătură telefonică directă cu noi acum. Bună ziua! Bună ziua! Ce-aș vrea să vă întreb în primul rând, domnule Ciuhodaru, intensitatea durerii ca simptom e în strânsă legătură, e un indiciu clar pentru momentul când ar trebui făcută operația? Haideți să spunem lucrurile pe nume. Concret, acel fragment de disc interdețabal care s-a deplasat în canalul vertebral pe unde trec nervii și mădva spinării, îi comprime și iar manifestările clinice merg de la durerea, care poate să fie o simplă genă până la durerea atroce, cu durere de sensibilitate, amorțeală,
parestezii, tulburări motorii, chiar și imposibilitatea de a se ține pe picioare, dar și alte semne clinice mai grave în funcție de sediu și gravitatea compresiei. Practic câte discuri intervertebrale sunt, axa herniei pot fi și coloana are 23 de discuri, iar de obicei hernia afectează un singur disc, dar există și am avut chiar în aceste zile în gardă pacienți cu 2 sau 3 hernii de disc concomitent. Prezent sau cel mai frecvent loc la nivelul coloanei dorsolombare, dar evident ele se pot asocia sau pot exista și la nivelul coloanei cervicale, iar pacienții de peste 50 de ani, fumători, care au un anumit regim de viață și de muncă, sunt printre cei care sunt frecvent afectați de astfel de patologii vertebrale. În formele severe, intervenția chirurgicală rămâne în metoda radicală de tratament și pot să vă spun că toți pacienții pot beneficia gratuit de noua aparatură ultraperformantă de la Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu, unde lucrez, pentru că vă spun, în zi de zi avem astfel de cazuri, iar ora exactă neurochirurgia aș putea spune că se dă la Iași, unde colegii mei fac acum operații unice, rețineți, unice în lume. Iar pentru binele tuturor pacienților din Iași și din România, evident că vreau ca aceste demersuri reușite să nu se oprească aici. Se pot efectua examene imagistice de înaltă performanță în urgență, iar rezonanța magnetică nucleară este de acum o investigație de rutină pe care o facem în astfel de situații, pentru că arată exact, extrem de exact, un contrast foarte bun severitatea legională. Evident că tratamentul herniei de disc lombare începe prin metode mai puțin invazive. Se poate porni de la repaus fizic, mai ales în pusee, kinetoterapie și luat între pusee, tratament medicamentos, antiinflamator, antalgic și decontracturant muscular, administrarea în curs de scurte, de 7 până la 10 zile. Domnule Cimotaru, deci indiferent că poate fi și așa, indiferent că te doare de nu mai poți, doctorul poate lua decizia ca operația să fie făcută, nu știu, peste 2 sau 3 luni, iar între timp să-ți fie administrat un tratament antiinflamatorii sau nu știu. Fără discuție, tratamentul chirurgical al herniei de disc este o soluție doar după ce tratamentul conservator și aici de cel medicamentos și cel de recuperare medicală s-a dovedit ineficient. Hernia de disc practic poate fi operată, dar nu trebuie operată decât în cazurile bine argumentate, iar intervențiile acelea minim invazive cu microscop operator, cum se fac la noi în spital, au devenit standardul de aur pentru tratarea herniilor de disc. Pentru că pacientul poate să se ridice și meargă chiar în aceea zi după operație. Totuși vreau să rețineți că hernia de disc nu dispare fără tratament chirurgical și fără operație. Este posibil doar să se minimalizeze anumite simptome, deseori doar pe o durată scurtă. Totuși organismul nostru are o mare plasticitate și unii pacienți cu timpul se adaptează la situația dată. Acestea sunt și intervențiile chirurgicale minim invazive, incizie minimală, control corect în vința operator, risc minim de hemoragie, durată scurtă de spitalizare și ușurință în tratamentul de recuperare, dar fiecare pacient este o particularitate în funcție de vârstă, în funcție de patologie asociată, în funcție de sediul și severitatea lezională, așa că medicii care consultă un astfel de pacient decid în funcție de situația descoperită clinic, imagistic. Ce cântărește cel mai mult, domnule doctor Ciuhodaru, în hotărârea unui chirurg de a face efectiv operația? Indicațiile și severitatea compresiei. Deci, operația poate fi făcută fără niciun fel de discuție când există indicații absolute. Și aici vorbesc de sciatică insuportabilă, scăderea importantă a forței musculare, acea pareză și sau apariția tulburărilor de sensibilitate sau alte tulburări sfincteriene din sindromul cozii de cal. Pentru că scopul este de a elibera nervul, de a înlătura fragmentul de disc care apasă pe nerv și astfel de a scăpa bolnavul de dureri și de eventuale complicații. Adică intervenția neurochirurgicală de chirurgie spinală va costa anexagerea acelui fragment de disc herniat, se eliberează rădăcina nervoasă afectată de compresiune, iar întotdeauna în vederea intervenției chirurgicale, pacientul este internat de obicei cu câteva zile sau în ziua anterioară a operației pentru a putea fi efectuate toate investigațiile necesare artelui chirurgical. Am înțeles și vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în jurnal și pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit.
oferit în legătură telefonică direct a fost medicul Tudor Ciuhodaru. Așadar, Liviu Dragnea s-a îmbolnăvit chiar înainte de a fi reaudiat în dosarul Bombonica. Șeful PSD ar trebui să se prezinte astăzi la Curtea Supremă în procesul privind angajările la protecția copilului Teleorman. În primă instanță, vă reamintesc, Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare în 2018, iar apoi procesul a fost amânat luni întregi în urma unor decizii ale Curții Constituționale. Alina Sorocean ne dă mai multe detalii. Te ascultăm, Alina. Bun găsit! După ora 14 va fi discutat dosarul în care Liviu Dragnea, în primă instanță, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Dimineața la ora 10 trebuia să fie discutat, însă a fost amânat, având în vedere că în acest dosar vor fi audiați martori și trebuia să fie audiați și doi inculpați, unul dintre ei fiind Liviu Dragnea. Știm bine că este internat într-un spital și cu siguranță nu va veni astăzi la termen. Asta deși procurorii DNA și avocatul său spuneau că doresc ca liderul PSD să fie audiat în fața judecătorilor în acest dosar al angajărilor fictive în județul Teleorman. Mai mult decât atât, vom vedea ce se va întâmpla de acum încolo, dacă se va amâna din nou acest termen și această audiere, pentru că sunt 5 termene care au fost amânate până acum din cauza scandalului completurilor de 5 judecători. Un scandal pe care putem spune, la care putem spune că a contribuit chiar și președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, cel care a contestat de mai multe ori completurile de 5 judecători. Așadar, o zi importantă la Înalta Curte de Casație Justiție, însă care se poate încheia cu o nouă amânare, având în vedere că Liviu Dragnea tocmai astăzi este internat în spital și nu se poate prezenta în fața judecătorilor. Boala lui Liviu Dragnea a venit chiar înainte de momentul în care acesta urma să vină la audieri la Curtea Supremă în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman. Și au apărut voci care spun că și spitalizarea șefului PSD e un mod de a mai tergiversa procesul. Asta e o prostie bolșevică și vă spun sincer, el are aceste probleme de sănătate de foarte mult timp. A avut o criză în sensul acesta și l-a rezistat. Am mai avut una la Slobozia, una la Călăraș. Asta aseară după ședința de la PSD Ilfov și eu și Mircea Drăghici am insistat foarte ferm pe prietenul nostru totuși să ducă urgent să-și facă un RMN. Din cauza problemelor de sănătate ale lui Dragnea și partidul s-a oprit în loc. Prezentarea listei cu cei care candidează la europarlamentare a fost amânată. Cel puțin săptămâna asta nu se întâmplă nimic și turneul liderilor PSD prin țară a fost anulat. Va trebui să stea la pat următoarele câteva zile obligatoriu. Prin urmare, cred că va trebui să oprim turneul în țară și la sfârșitul săptămânii știți foarte bine că aveam de vizitat prietenii noștri și colegii noștri din orașele județene PSD din Cluj, Sibiu și Brașov. Este foarte posibil să amân aceste conferințe. Mâine voi vorbi cu colegii mei și voi trimite o circulară în sensul ăsta, în funcție de ce aflăm mai mult de la medici. Trebuia să facem un birou permanent mâine al partidului, asta înainte de a face cercul prin care urma să stabilim lista de candidați. Să amânăm săptămâna asta absolut tot. Codrin Ștefănescu spune că șeful socialdemocraților ar putea să sufere două intervenții chirurgicale, nu una. Doi dintre marii noștri specialiști spun că n-ar fi nevoie de o intervenție chirurgicală. Alți doi spun că e nevoie de două intervenții chirurgicale și urmează ca în tot ce mai fac un set de analiză să ajungă la o concluzie comună. Dar este o dublă ernie ce am înțeles eu și are și o problemă la coloană sus, la gât, o chestie cervicală din cauza acestei duble ernii, de aici lucrurile tind să ajungă la o semi-înțelegere între specialiști. Caz șocant în Zărnești, un bărbat de 34 de ani și-a înjunghiat în această dimineață mama și soția și-a încercat să se sinucidă. Nu s-a oprit aici, a dat foc și la casă. Atât victimele cât și agresorul au primit îngrijiri medicale, toate cele trei persoane fiind conștiente. Vă atenționăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. A fost o dimineață cumplită într-o familie din Zărnești. În loc să aibă parte de un mic dejun în familie, soția și mama bărbatului de 34 de ani au trecut prin clipe de groază. Omul le-a înjunghiat pe cele două, după care a vrut să-i dea foc casei. Ulterior a încercat să-și ia viața. Specialiștii spun că gestul bărbatului este unul de lașitate. În loc să gestioneze un conflict, a ales să-și execute victimele. Nimic nu te poate duce către un gest în care îți înjunghi mama. Soția. Nu are nicio logică.
nu este o modalitate de a soluționa un conflict în cuplu. Ori ceea ce a ales acest individ, și anume să chiar să se și sinucidă, să încerce să se sinucidă după ce și-a înjunghiat mama și soția, nu reprezintă altceva decât un gest irresponsabil, absolut irresponsabil, al unui individ care nu are argumente, nu reușește, nu înțelege cum să se integreze sau cum să gestioneze un conflict. Una dintre femei a sunat la 112 și a anunțat ce au pățit, iar victimele și agresorul au primit îngrijiri medicale la fața locului. Incendiul a fost lichidat de către pompieri. Polițiștii brașoveni spun că cele trei persoane sunt conștiente. Nu poți să vii cu un astfel de gest în condițiile în care ești conștient că dacă nu te sinucizi, urmează să ajungi în pușcărie. Ce rezolvi? Unul în pușcărie și altul în pământ? Sau doi în pământ și unul în pușcărie? Este absurdul absurdului. Procurorii criminaliști au deschis o anchetă, iar bărbatul va fi acuzat de tentativă de omor și risca în grei de pușcărie. Specialiștii fac apel la autorități să schimbe legislația pentru că pedepsele în astfel de cazuri sunt prea ușoare pentru făptași. Incendiu în această dimineață la un depozit de materiale de construcții din Balotești. Tot i-a făcut. Păi da, dar până întinde... Câteva secunde întinde, nu mă apăsă. Oamenii panicați au dat alarma la 112 când au văzut fumul gros și înnecăcios care ieșea din depozit. La fața locului au ajuns mai multe autospeciale și 10 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Salvatorii au reușit să localizeze incendiul. Pompierii spun că flăcările au afectat o suprafață de 400 de metri pătrați. Vestea bună este că nicio persoană nu a fost rănită. Astăzi încep simulările pentru examenul de bacalaureat. Prima probă este cea la limba română, însă mulți dintre elevi au anunțat că vor boicota examenul. În loc să rezolve subiectele de la simularea examenului de bacalaureat, elevii vor preda foile albe sau le vor completa doar cu propuneri de îmbunătățire a sistemului de învățământ adresate guvernului. Tinerii au ales să atragă astfel atenția că simulările nu sunt făcute în folosul elevilor, ci au ajuns să fie doar experiment ale Ministerului Educației. Și mergem la Înalta Curte de Casație și Justiție. Laura Codruța Chioveși face declarații, să vedem. Între contextul a ceea ce s-a petrecut cu cariera dumneavoastră în ultimul an. Da, astăzi s-a judecat una dintre acțiunile disciplinare care a fost finalizată de Consiliul Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit că nu am comis nicio abatere disciplinară. Este vorba despre un control pe care l-am dispus în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Printre alte activități dispuse, am dispus ca un consilier care avea calitatea de judecător, dar era detașat la DNA, să facă o evaluare pe aspecte de jurisprudență, având în vedere că era o practică judiciară neunitară în interiorul instituției. Cam aceasta este abaterea disciplinară. O să vedem soluția. Există motive să vă îndoiți de soluția celor de la Consiliul Superior al Magistraturii? Au fost puse două întrebări în același timp. Vă rog să repetați că nu știu... Credeți că există vreun motiv ca acea hotărâre a secției de procuror în materie disciplinară să fie bătută cum a venit de secția de... Apărarea și motivele pe care le-am avut de susținut, le-am spus în sala de judecată, nu am să le repet. Este vorba de o decizie luată cu unanimitate prin hotărârea secției de procuror. O să vedem decizia instanței. Doamna procuror, vedeți că cele inspecția judiciară mint prin acel raport pe care l-au întocmit și prin ce au susținut astăzi în instanță? Este o acțiune total netemeinică și tot învădită contradicție cu toate probele pe care chiar ei le-au administrat. Doamna procuror, cum comentați acuzațiile privind procurorul de la DNA Timișoara care s-a sinucis, privind anumite presiuni asupra lui pentru a renunța la funcție? Dumnezeu să-l ierte. Mulțumesc. Ceea ce privește procedura pentru detenerea procurorului șef european? Deci merge totuși să studiați dosarul de la secție? Gracias.
Da, a fost șefa Direcției Naționale Anticorupție, doamnelor și domnilor, Laura Codruța Chioveși, a ajuns astăzi de dimineață la Instanța Supremă, acolo unde, vă reamintesc, Inspecția Judiciară a contestat raportul CSM prin care aceasta nu a fost sancționată, deși susțin inspectorii că și-ar fi desemnat consilierul pe judecătoarea Dana Tițian să facă verificări la două structuri teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție. Am văzut așadar ce a declarat Laura Codruța Chioveși și la ieșirea din sala de judecată. Spunea că s-a judecat una din acțiunile disciplinare finalizate de CSM și că așteaptă soluția în acest caz. Mergem mai departe cu știrile. Scandal la un supermarket din România. Compania este acuzată că promovează homosexualitatea în școli. Mai mulți tineri au protestat în acest weekend în fața unui magazin. Aceștia susțin răspicat că magazinul Kaufland ar fi alocat 1 milion de euro pentru ONG-urile LGBT cu scopul declarat de a face propagandă în școlile din România. B1 TV a cerut un punct de vedere din partea retailerului, însă până acum nu am primit niciun răspuns oficial. Protestul a avut loc în fața supermarketului Kaufland de pe șoseaua Mihai Bravu din capitală. Tinerii au afișat un banner de protest împotriva a ceea ce consideră este implicarea retailerului în promovarea homosexualității în școli. Tinerii susțin că lanțul de magazin a sponsorizat cu aproximativ 1 milion de euro ONG-uri de tip LGBT. Imaginile de la protest s-au răspândit rapid în mediul online. Internauții s-au declarat indignați, iar unii au spus că sunt hotărâți să nu mai calce pragul magazinului. B1 TV a încercat să obțină un punct de vedere oficial din partea Kaufland, însă până acum nu am primit niciun răspuns la solicitarea depusă. Liviu Dragnea, autointitulatul luptător împotriva statului paralel, este membru de vază al masoneriei. Potrivit jurnaliștilor de la G4 Media, Liviu Dragnea face parte de mai bine de 15 ani dintr-o lojă masonică din Alexandria. Liderul PSD a omis să spună însă acest lucru în declarația sa de interese. Potrivit jurnaliștilor de la G4 Media, Dragnea s-a înscris în 2003 în loja Nostradamus din Alexandria. Ascensiunea acestuia a fost destul de rapidă. În 2004 primea deja gradul de maestru, semn că actualul lider al PSD era considerat un membru de bază printre masoni. Potrivit surselor, Dragnea și-a plătit conștiincios cotizația în toți acești ani, inclusiv în 2016 și 2017. Cu toate acestea, Liviu Dragnea i-a atacat de mai multe ori pe masoni în ultimul timp, chiar dacă face parte din rândurile acestora. Liderul PSD a susținut că partidul lui Victor Ponta, Pro-România, este unul de securiști și masoni. Spuneați că în Pro-România sunt masoni. Și securiști. Și securiști. Înțelegem, care e problema de faptul că sunt masoni, e o problemă? Nu, e de bine. A, e de bine. E de bine, asta spun. Ne puteți da niște nume de masoni? Acum nu. Mulțumim. Mulțumesc și eu pentru această conversație foarte bună. Liviu Dragnea nu a menționat niciodată în declarațiile sale de interese apartenența la o lojă masonică. Acesta a omis să spună orice cuvânt în documentele depuse de-a lungul timpului în calitate de președinte al Consiliului Județean Telorman, ministru al dezvoltării sau deputat. Proteste de amploare la satul mare. Sute de muncitori de la fabrica Electrolux sunt în grevă generală de 3 săptămâni. Ei cer 2 lei în plus la ora de muncă. Sindicaliștii s-au autoproclamat vestele albastre după modelul francez. Reprezentanții muncitorilor susțin că solicitările lor au fost ignorate de conducerea Electrolux România. Muncitorii greviști cer 2 lei în plus la ora de muncă, ceea ce ar însemna o creștere a salariului net cu 300 de lei. Conducerea oferă o mărire de 5% și un bonus de prezență de 150 de lei. Acordarea bonusului de prezență presupune să nu lipsești nicio zi de la muncă în luna respectivă, nici măcar din motive medicale. Contractul colectiv de muncă la nivelul fabricii a expirat pe 31 ianuarie 2019. Pentru a preîntâmpina greva, sindicaliștii și-au prezentat cerințele înainte de expirarea contractului. Ele au fost însă ignorate de conducerea Electrolux România, susțin reprezentanții muncitorilor. Am zis că nu e o cerere exagerată. Nu ne comparăm cu Suedia sau Germania, dar ne putem compara cu Ungaria și Polonia, de exemplu. Singurul mesaj transmis din partea conducerii a fost: acceptați mărirea de 5% și bonusul de prezență sau la revedere. Ce înseamnă acest la revedere, nu știu, a concluzionat liderul sindicatului Samus. Muncitorii și-au bazat solicitările pe o directivă Electrolux privind locul de muncă valabile la nivelul întregului grup, un fel de regulament general care generează felul în care filialele companiei ar trebui să acționeze în organizarea și gestionarea structurii de angajați. Mărirea pe care sindicaliștii o cer ar însemna ca un muncitor care lucrează la bandă să câștige 2000 de lei net lunar.
La Iași, cel mai poluat oraș din România, autoritățile au decis să taie brazii. Primăria a doborât mai mulți brazi din fața Palatului Culturii, invocând că majoritatea copacilor tăiați ar fi fost bătrâni și deteriorați, fiind plantați în anii 70 ai secolului trecut pe fondul unei ideologii comuniste. Primarul Mihai Chirica susține că este necesar să înfrumuseseze centrul orașului. S-a făcut în mod foarte de corect o reorganizare a piaței din fața Palatului Culturii, care, printre altele, este una dintre cele mai frumoase clădiri, primele 10 la nivel mondial. Sunt lucruri care trebuie privite, utilizate ca și brand de oraș, nu să le ținem ascunse, motivând faptul că cu acei 7 brazi am rezolvat problema de mediu la nivelul municipiului Iași sau la nivelul întregii țări. Victorie incredibilă pentru Bianca Andreescu la Indian Wells. Canadianca de origine română a reușit să treacă în finala turneului de Angelique Kerber, pe care a învins-o în 3 seturi. Bianca, în vârstă de doar 18 ani, a devenit cea mai tânără campioană de la Indian Wells din ultimii 20 de ani. La ceremonia de premiere, Bianca a avut și un mesaj pentru românii care au susținut-o de-a lungul turneului. Experimentata Angelique Kerber. 2 ore și 18 minute a muncit Bianca în fața lui Kerber, iar la final a ieșit. Bianca Andreescu a fost felicitată de premierul Canadei Justin Trudeau pentru victoria de la Indian Wells. Jucătoarea de origine română este prima câștigătoare din istoria Indian Wells care a beneficiat de un wildcard. Bianca are cea mai spectaculoasă ascensiune din tenisul feminin. La începutul anului aceasta nu se afla nici printre primele 150 de jucătoare ale lumii. I started playing tennis at the age of 7 in Romania. I've played a lot of sports before. It lumea tenisului. Cei de la WTA au notat că s-a născut o stea, aluzie la filmul care a fost nominalizat anul acesta la Oscar. Bianca a fost felicitată inclusiv de premierul Canadei Justin Trudeau. De la wildcard la câștigătoare la Indian Wells, Bianca Andreescu a făcut istorie. Felicitări, a scris Trudeau pe o rețea de socializare. Și Nadia Comăneci a avut cuvinte de laudă la adresa canadiencei de origine română. Bianca are și presa internațională la picioare. Cea mai bună. Un pasager în stare de ebrietate a creat panică într-un avion care urma să decoleze de pe aeroportul Henri Coandă. Din cauza lui, 100 de oameni au fost debarcați dintr-o aeronavă Tarom care urma să-i ducă la Tel Aviv. Bărbatul s-a urcat în aeronavă, deși avea bilet spre o altă destinație. Însoțitoarele de bord au depistat problema și au anunțat pilotul. Acesta a cerut debarcarea tuturor pasagerilor conform procedurilor. Inițial, călătorii au crezut că este vorba despre o alertă cu bombă la bordul aeronavei, dar informația a fost infirmată rapid. Bărbatul s-a urcat în avionul greșit din cauza unei erori în sistemul de check-in, potrivit reprezentanților Tarom. Traficul pe aeroportul Henri Coandă nu a fost afectat de incident. Au trecut peste 24 de ore de la jaful din cazinoul din Pitești, iar polițiștii nu au niciun indiciu în privința atacatorilor. Asta deși toată acțiunea a fost surprinsă pe camerele de supraveghere. Pe imagini se vede cum cei doi bărbați au dat buzna în sala de joc, au atacat angajații și au furat încasările de peste noapte. Poliția cer acum ajutorul populației pentru a identifica pe cei doi tâlhari. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Jaful armat de la Pitești a fost filmat de camerele de supraveghere. Totul a durat 45 de secunde, iar cei doi tâlhari au acționat ca la carte. În momentul atacului în cazino erau 4 oameni și nimeni n-a îndrăznit să miște sub amenințarea armelor. Unul dintre hoți s-a costumat în Moș Crăciun, iar după cum se poate observa din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, o trântește la pământ pe angajată, în timp ce al doilea individ îl amenință pe agentul de pază. În momentul în care indivizii au intrat în cazino, femeia număra încasările nopții la bar, iar un tânăr paznic o supraveghea stând pe scaun în fața barului. Doi clienți erau la aparate și jucau. Jefuitorul înarmat pune banii de pe bar într-o geantă, în timp ce al doilea bărbat o imobilizează pe femeie lângă ușa de la intrare, în timp ce aceasta încerca să iasă. Ambii angajați au fost consultați de echipajele medicale la fața locului, femeia suferind un atac de panică. Oamenii au refuzat să rămână la spital. Te-au amenințat cu pistolul? Da. Te-ai speriat? Bine. Te-au și lovit? Nu, nu. Dar pe colegul tău? Hai, polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la săvârșirea unei tâlhării la o sală de jocuri de noroc de pe raza municipiului Pitești.
Din primele cercetări se pare că două persoane mascate, prin folosirea de amenințări, au reușit să sustragă de la angajații punctului de lucru al cazinoului circa 40.000 de lei. În prezent se desfășoară cercetări pentru identificarea autorilor. Deocamdată însă nici urmă de indivizii care au dat lovitura la sala de jocuri, iar polițiștii au făcut apel la cetățeni să ajute în identificarea tâlharilor. Zeci de persoane au organizat un marș pe bicicletă în semn de protest față de condițiile din sistemul medical și în memoria jurnalistului clujean Dan Porcuțean, care a decedat după o operație la doar 30 de ani. Oamenii cer acum o anchetă legată de decesul fulgerător al tânărului, care era prezent la toate competițiile de ciclism din țară. Bicicliștii s-au adunat în fața cazinoului din Parcul Central din Cluj-Napoca, iar mai apoi au făcut o oprire în fața clinicii maxilofaciale, unde tânărul ziarist a fost tratat. Cicliștii au mers mai departe spre blocul în care trăia Dan, unde au ținut un minut de reculegere și au aprins lumânări în memoria acestuia. De asemenea, casca care îl însoțea pe Dan în toate drumețiile sale a fost lăsată în tăcere dureroasă lângă lumânările aprinse. Cei din grupul de bicicliști din care făcea parte și Dan Porcuțan spun că tânărul a murit în condiții suspecte. El ar fi avut șanse foarte mari să fie salvat dacă nu era tratat pur și simplu ca un ultim om. Sunt anumite suspiciuni, însă nu vreau să mă pronunț pentru că încă nu dețin absolut toate informațiile și nu aș vrea să acuz pe cineva și să-l acuz pe nedrept. Înainte să pornească în turul memoriei prietenului lor, tinerii bicicliști din Cluj au vorbit și despre pasiunea acerbă a lui Dan pentru lumea ciclismului. Vreau să respectați toate regulile de circulație, să nu ne încadrăm de aiurea, vreau să fim cât se poate de vizibili în trafic, vreau să tragem un semnal de alarmă totuși că suntem și noi și existăm în trafic. După traseul din oraș, tinerii au ales o tură mai lungă de 50 de kilometri între Cluj și Gher la un drum făcut de nenumărate ori de către tânărul ziarist. La întoarcere a avut loc și un eveniment nefericit. Doi bicicliști care circulau în paralel s-au acroșat reciproc, iar un al treilea care venea din spate a căzut peste ei. Victimele au fost rănite ușor și au fost preluate de echipaje medicale și transportate la spital la Cluj pentru îngrijiri medicale. Dan Porcuțan a fost găsit mort în seara zilei de joi în propria locuință, la doar o zi după ce s-a externat din spital, unde suferise o operație la o măsea. La un moment dat, potrivit presei locale, jurnalistul începuse să acuze dureri în zona pieptului. Cel mai probabil cauza morții a fost un stop cardiorespirator. Trupul neînsuflățit al ziaristului a fost depus la capela Bisericii Nașterea Maicii Domnului din localitatea Câmpul Lung Moldovenesc, iar slujba de înmormântare și înhumare vor avea loc astăzi în cimitirul bisericii. Domnilor, astăzi vremea va fi deosebit de caldă în toată țara, temperaturile maxime vor depăși cu mult mediile climatologice firești ale perioadei și vor fi precipitații destul de puține, cerul va fi mai mult senin. Cam acestea au fost deocamdată primele date despre vreme, însă după o scurtă pauză voi reveni cu prognoza completă. Din nou în direct avem parte de adevărate zile de vară la începutul acestei săptămâni. Dacă ieri am avut maxime de 20 de grade, astăzi temperaturile trec chiar și de 26. Georgiana Grădinaru ni se alătură cu toate datele despre vreme. Georgiana, bună dimineața! Bun găsit, Georgia, bun găsit, domnilor și domnilor. Într-adevăr, vremea este neobișnuit de călduroasă pentru această perioadă, însă nu a trebuit să ne obișnuim cu aceste temperaturi, pentru că luna martie este o lună destul de nehotărâtă în ceea ce privește temperaturile. Vor fi perioade cu valori ceva mai scăzute spre mijlocul săptămânii, atunci când vor reveni și precipitațiile, iar la munte sunt anunțate din nou ninsori. Dar să vorbim despre astăzi, vreme bună în toată țara, cerul va fi variabil spre senin, iar temperaturile vor fi ca de sfârșit de vară. Sunt anunțate maxime de la 18 și până la chiar 25-26 de grade. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în special în regiunile sudice. Vreme destul de caldă va fi și în restul țării, iar condiții pentru precipitații slabe vor fi doar în regiunea nord-vestică. În rest, soarele va predomina, cerul va fi variabil spre senin, iar vântul se va intensifica în regiunile de munte, trecător și în zona Moldovei sau în Dobrogea. În capitală, de asemenea, vremea rămâne deosebit de caldă și astăzi se mai încălzește față de ieri. Oricum, temperatura de 25 de grade este
o valoare mult prea mare pentru această perioadă din luna martie. Sunt valori chiar și cu 10-13 grade mai ridicate decât cele obișnuite ale perioadei. Cerul rămâne variabil spre senin, atât în cursul zilei cât și pe timp de noapte, iar temperatura minimă va fi de 8 grade cu plus. La munte, vești bune pentru ziua de astăzi cel puțin, pentru că lucrurile se vor schimba către mijlocul săptămânii. Deocamdată, iată că și aici soarele va predomina, temperaturile sunt pozitive, cu mult peste cele firești ale perioadei. Sunt anunțate între 8 și 15 grade, iar vântul pe creste se va intensifica. Mâine vor fi valori într-o ușoară scădere față de astăzi, mai ales în regiunea vestică și în nordul țării. În rest, va fi destul de calm, mai ales prin sud, unde se vor înregistra din nou cele mai ridicate valori. Vor fi de la 10 și până la 20 de grade și ploile vor acoperi atât regiunea Transilvaniei, cât și prin zona de nord a Moldovei. Își vor face apariția. Trecător în sud s-ar putea să mai plouă slab spre seară și în cursul nopții, iar la munte, în partea a doua zilei, vor fi condiții pentru precipitații slabe mixte. Vântul din nou va sufla ceva mai tare pe creste, însă se va simți prin intensificări și în vestul Olteniei sau în regiunea Dobrogei. Așa cum vă spuneam, pe la mijlocul săptămânii vremea își cam schimbă și aspectul, dar și temperaturile. Vor fi valori apropiate de cele obișnuite ale perioadei în mare parte a țării. Sunt prognozate de la 7-8 grade în regiunea nordică a Moldovei și până la 12, maximum 13 grade prin sud-estul teritoriului, iar cerul va fi acoperit de nori în regiunea centrală, în sud, în est, condiții de ploaie în aceste zone. S-ar putea ca în zona Moldovei și prin estul Transilvaniei să apară chiar lapoviță sau ninsori trecătoare. La munte, la mijlocul săptămânii, vor predomina ninsorile, întrucât temperaturile vor coborî destul de mult față de astăzi, iar vântul va accentua senzația de frig pe creste, acolo unde se va intensifica, însă se va simți și în regiunea Banatului, în Crișana, Moldova și Dobrogea. Acestea au fost informațiile deocamdată. Revin la tine, Georgia. Mulțumim, Georgiana. Mergem mai departe cu știrile. Legea recursului compensatoriu a scos din pușcării și interlop celebrii care aveau de stat peste 10 ani după gratii pentru infracțiuni grave, precum tentativă de omor, viol, cămătărie, evaziune fiscală sau spălare de bani. Printre cei mai cunoscuți infractori eliberați din închisoare se numără și Nuțu Cămătaru, Eugen Preda, considerat liderul clanului sportivilor, sau Sandu Angel, zis Bercea Mondial. Cum a fost după gradii, domnule Nuțu? Lasă că vă spun altceva. Băiatul nostru a rămas în continuare? Băiatul nu, da. Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, a ieșit condiționat din penitenciarul Găiești din județul Dâmbovița chiar zilele trecute. Acesta a executat mai puțin de o treime din pedeapsa de 5 ani și 11 luni primită pentru șantaj, tâlhărie, tentativă de omor și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Eliberarea sa mai devreme a fost posibilă grație prevederilor legii recursului compensatoriu. Aceasta stabilește că deținuții care au stat în condiții improprii să beneficieze de 6 zile libere la fiecare 30 de zile executate. Nuțu Cămătaru, cunoscut și drept Regele Capitalei, fusese închis în decembrie 2017. Procurorii nu au făcut contestație după eliberarea sa. Primul mare lider interlop eliberat condiționat în baza recursului compensatoriu a fost însă Eugen Preda, considerat liderul clanului sportivilor. Acesta fusese condamnat la 12 ani pentru că a furat arme din unitatea militară de la Ciorogârla. Fost sportiv al clubului Dinamo, dar și fost agent principal de poliție, Preda a stat doar câțiva ani după gratii, după ce a câștigat 378 de zile în baza recursului compensatoriu. Bărbatul a fost eliberat la scurt timp după apariția actului normativ. Nici în cazul său procurorii nu au făcut contestație. Cum a fost? Haide, motorul. Cum a fost? Cum a fost? Cea mai bună pușcărie din țară e asta, de la Dobeta Turnul Severin. Ce veți face în continuare? Ce să fac? Bine! Cum v-ați simțit? Cea mai bună pușcărie și cadre și director, cel mai cuminte. Sunteți fericit? Un alt infractor celebru eliberat mai devreme este și Sandu Angel, zis Bercea Mondial. Acesta a ieșit pe poarta penitenciarului Drobeta Turnul Severin luna trecută. Bărbatul este cunoscut că face parte din lumea interlopă din județul Olt. Bercea Mondial fusese condamnat la 11 ani și 9 luni pentru evaziune fiscală și spălare de bani și pentru că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu, fratele lui Traian Băsescu. A ieșit mai devreme cu 2 ani și 7 luni din închisoare. Potrivit motivării tribunalului Mehedinți, Bercea Mondial a câștigat 432
de zile în baza recursului compensatoriu. În ianuarie 2018 era eliberat și Eugen Buliga, zis Jean și cunoscut drept regele pușcăriilor. Acesta a câștigat 372 de zile de eliberare condiționată. Interlopul fusese condamnat la 13 ani de închisoare pentru viol. După eliberare, însă, Buliga a fost arestat tot pentru viol și lipsirea de libertate a unei tinere de 17 ani, potrivit procurorilor. Fostul lider al interlopilor din Alba Iulia, Claudiu Mircea Sibisean, a ieșit din penitenciarul Aiud în decembrie 2017, tot imediat după intrarea în vigoare a legii recursului compensatoriu. Sibisean fusese condamnat la 8 ani pentru constituirea unei grupări infracționale pentru trafic de ființe umane, violențe și lipsire de libertate. După anunțul făcut de ministrul transporturilor chiar în ziua protestului pentru autostrăzi, potrivit căruia au început lucrările la centura Bacăului Tronson, care face parte din autostrada Moldovei, oamenii din zona au mers să vadă cu ochii lor dacă se lucrează. Nu se lucra, dar utilajele erau acolo. După cum se vede, sunt câteva utilaje aici. Din ce înțeleg, s-a lucrat până seara la ora 10, iar astăzi este zi liberă. Mai este un șantier, undeva peste apă. Oamenii din Bacău nu l-au crezut pe cuvânt pe Răzvan Cuc atunci când au anunțat că au început lucrările la centura orașului. Așa că au mers să verifice dacă nu cumva a fost doar o declarație sfărăitoare a ministrului și totul să fie o păcăleală. Am zis să vin să văd cu ochii mei, să mă convinc dacă au plecat sau nu, dacă au dispărut. Pentru că, într-adevăr, noi ne-am fript cu turcii care au închiriat utilajele doar pentru poze. Suspiciunile au apărut după ce mai mulți internauți au postat fotografii din care reieșea că șantierul este doar o butaforie, iar utilajele au fost aduse doar pentru poză, după care au dispărut. Am vorbit și cu cei de la UMB pentru a mă convinge că așa este. Mi-au spus, domne, am lucrat până sâmbătă noaptea. Aceia care au făcut aceste poze le-au făcut într-o zonă în care vreau să arate că nu se lucrează. UMB are în șantier 100 de utilaje. Firma care are în grijă șantierul din jurul Bacăului lucrează 3 săptămâni zi și noapte, iar o săptămână își lasă oamenii liberi, spun oficialii CNAIR. De asemenea, constructorul ar fi scurtat perioada de proiectare de la 6 la 3 luni, după care s-ar fi apucat de lucru și ar fi reușit să finalizeze deja 10% din plan, mai spun cei de la drumuri. Accident grav în Caracal. După o urmărire pe străzile orașului, un șofer care a refuzat să oprească la un control rutier a fugit de polițiști și s-a răsturnat cu mașina. 5 tineri s-aflau în autoturism, iar 3 dintre ei au ajuns în stare gravă la spital. Tinerii se întorceau de la o petrecere când au dat nas în nas cu polițiștii de la rutieră. Agenții i-au făcut semn șoferului să oprească, însă acesta a ignorat semnalele și a apăsat pedala de accelerație. Polițiștii au pornit pe urmele lui, însă cursa tânărului s-a oprit brusc. Șoferul a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în mijlocul străzii. Tot polițiștii au fost cei care au sunat și la ambulanță, iar când au sosit echipajele de salvatori, 2 dintre tineri ieșiseră din mașină, însă alți 3 erau încă prinși între rămășițele autoturismului. Toți 3 au fost transportați la spital cu răni destul de grave, dar care nu le pun viața în pericol. Printre ceilalți 2 care au scăpat nevătămați se afla și șoferul, iar când l-au testat cu etilotestul, polițiștii au aflat și motivul pentru care tânărul nu a oprit la semnalele lor. Avea o alcoolemie de 0,62 la mii alcool pur în aerul expirat. Șoferul a rămas și fără permis de conducere, iar pe numele lui polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Și continuăm cu informații externe. O tânără care a depus mărturie în procesul Rubygate, un scandal sexual care a însemnat sfârșitul carierei politice a fostului premier italian Silvio Berlusconi, a decedat în circumstanțe misterioase. Presa din Italia scrie că femeia ar fi fost otrăvită. Întrebat despre moartea acesteia, Silvio Berlusconi a insistat că nu a văzut-o niciodată. Poliția a deschis o anchetă pentru omucidere voluntară. Imane Fadil, un fost manechin de origine marocană, a murit pe 1 martie la vârsta de 33 de ani. Cu o lună înainte, ea fusese internată într-o clinică din Milano din cauza unor dureri acute de stomac. Pe patul de spital, femeia i-a mărturisit avocatului său că se temea că era victima unei otrăviri, iar presa din Italia insistă pe această pistă. Potrivit Corriere de la Sera, femeia ar fi fost otrăvită cu substanțe radioactive. Poliția italiană nu exclude ipoteza și încearcă să facă lumină în acest caz. Contactat
De agenția Reuters, procurorul general din Milano a recunoscut că dosarul medical al femeii conține mai multe anomalii și medicii nu au identificat cu claritate patologii care ar putea explica decesul. Imane Fadil a fost una dintre puținele persoane care au depus mărturie în procesul Rubygate, care a demascat un sistem de prostituție organizat în favoarea fostului premier italian Silvio Berlusconi. În 2012, la 2 ani de la izbucnirea scandalului, Imane Fadil a acceptat să vorbească despre tot ce a văzut la orgii sexuale numite Bunga Bunga și petrecute în vila din Arcore, ce aparținea lui Berlusconi. Întregul scandal s-a încheiat pentru fostul premier italian cu o sentință de 7 ani de închisoare și interdicție pe viață de a mai candida la vreo funcție publică după ce a fost găsit vinovat de prostituție cu minori și abuz de putere. El a fost achitat ulterior în apel. Întrebat despre decesul femeii, Silvio Berlusconi a susținut că nu a văzut-o niciodată. Mi piace că muore sempre qualcuno di giovane. Io non ho mai conosciuto questa persona, non gli ho mai parlato. Quello che ho letto delle sue dichiarazioni mi hanno fatto sempre pensare che fossero tutte cose inventate e assurde. Imane Fadil scria o carte despre petrecerile din Arcore. Vreau să spun totul. Nu se limitează la un bărbat puternic care avea fete la dispoziția sa. Există mult mai mulți oameni în această poveste, lucruri mult mai grave. Le-a povestit ea jurnaliștilor italieni în urmă cu aproximativ un an. Poliția a intrat în posesia unei copii a manuscrisului și a deschis o anchetă pentru o ucidere voluntară. Unui cunoscut prezentator de știri din Germania i s-a făcut rău în direct, potrivit reprezentanților postului RD, de vin ar fi fost o infecție netratată. În timpul emisiunii, prezentatorului ar fi scăzut brusc tensiunea arterială. Pe rețelele de socializare, oamenii au speculat însă că jurnalistul ar fi clacat din cauza epuizării. Ciudat este faptul că înregistrarea emisiunii a fost ștarsă din arhiva online a postului TV. În vârstă de 69 de ani, bărbatul nu este la primul incident de acest fel. În anul 2016 i s-a făcut rău în timp ce prezenta un jurnal de știri. Lecție dură primită de un individ care arunca hârtii pe geam în timp ce un angajat de la salubrizare aduna gunoaiele cu mătura. Acesta a rămas fără replică când o a treia persoană a intervenit. Punem punct aici jurnalului, nu ratați la fix TOC B1 cu Laurențiu Botin.